Cum poți să îți repar un portofoliu neprofitabil în doar 3 luni, și ce șanse ai din punct de vedere statistic să bați piața în următorii ani, folosind o strategie investițională formată doar din 3 pași. Te salut, Cristian Trebuie, Eu sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare. Și probabil ai observat că în ultimele luni nu am mai postat pe YouTube, dar să știi că în aceste luni nu am stat degeaba. Mai mult decât atât. Mi-am reparat unul dintre portofoliile investiționale în care m-am inspirat de la YouTuber și am cumpărat acțiuni pe care anumiți YouTuberi le-au recomandat și probabil îți dai seama că aceste acțiuni nu sunt neapărat cele mai bune din lume. Și mai mult decât atât, strategia mea investițională din trei pași a fost analizată de un manager de fond, astfel încât să văd din punct de vedere statistic ce șanse am să bat piața în următorii ani și vei vedea rezultatele acestei analize de către acest manager de fond în videoul de astăzi. Înainte să ne apucăm de treabă, vreau să îți mulțumesc pentru susținerea pe care am primit-o în ultimele luni de la oameni care m-au văzut pe YouTube și mi-au scris în privat, m-au întrebat dacă sunt bine, dacă sunt sănătos și dacă voi reveni pe YouTube. E bine, să știi că sunt bine, sunt sănătos și iată că am revenit astăzi pe YouTube să vedem cum reușim să reparăm portofoliile neprofitabile într-un timp foarte scurt. Și haideți să începem cu subiectul principal al zilei de astăzi și anume cum am reușit să construiesc eu un portofoliu neprofitabil. Ei bine, am intrat pe YouTube și am scris acolo 5 acțiuni recomandate de youtuberi pentru o anumită perioadă. Și bineînțeles, în momentul în care am scris acest lucru în YouTube, mi s-au recomandat anumite videouri în care anumiți oameni îmi recomandau să cumpăr anumite acțiuni. Eu ce am făcut? Am luat aceste acțiuni care mi-au fost recomandate și le-am cumpărat fără să fac niciun fel de analiză pe ele. În condiții normale, în momentul în care cineva îți recomandă să investești într-o companie, această persoană a făcut analiza în spate. Și atunci nu ar mai fi nevoie să fac și eu aceeași analiză. Și am avut încredere 100% în ce au spus acești oameni. Care au fost rezultatele acestor investiții în funcție de analiza altor persoane? Păi, dacă ne uităm aici la portofoliul inspirat, se pare că inspirația nu a fost atât de ridicată, pentru că, într-o perioadă de un an de zile, portofoliul meu a avut o scădere de 25%. 25% scădere în condițiile în care S&P 500 a fost în creștere. Și nu doar într-o creștere mică, ci într-o creștere destul de accelerată. Și atunci, în ultimele luni, eu am zis, mă, vreau să repar acest portofoliu. Dar cum ar trebui să procedez? Ce ar trebui să fac? Păi, dacă construiesc un portofoliu după capul meu, ar trebui să iau în considerare că eu fac toate analizele. În principal, eu mă bazez pe trei tipuri de analize. Prima analiză se cheamă analiză fundamentală, ca să răspund la întrebarea ce cumpăr, da? Ce cumpăr? Ce luăm în considerare când discutăm despre analiza fundamentală? Pe luăm în calcul echipa de management, să fie o echipă de management sănătoasă, o echipă de management în care am încredere. Luăm în calcul produsele și serviciile pe care le vinde compania, pentru că dacă produsele și serviciile nu sunt potrivite pentru mine, mie nu îmi plac aceste produse și servicii. Păi eu nu vreau să susțin această companie să crească și nu în ultimul rând mă uit și la rapoartele financiare ale companiei, astfel încât să văd din punct de vedere matematic cum se situează compania astăzi și cum ar putea să se situeze în viitor. După ce fac o analiză fundamentală, prima și cea mai importantă, bineînțeles am nevoie de o analiză tehnică. Analiza tehnică îmi răspunde la întrebarea când Cumpăr. Analiza tehnică se referă la studiul graficelor, adică eu trebuie să interpretez ce vrea să îmi spună un grafic și trebuie să cumpăr la prețul corect, astfel încât să pot să îmi maximizez profitul. După ce am făcut și a doua analiză, bineînțeles, luăm în calcul și analiza emoțională, care ne răspunde la întrebarea cât cumpăr din fiecare companie. În momentul în care îți construiești un portofoliu investițional, nu cumperi o singură companie, nu mai este portofoliu, ci cumperi mai multe. Dar cât cumperi din fiecare companie? Un lucru foarte important pe care majoritatea observ că nu îl ia în calcul. Tocmai din cauza aceasta trebuie să știm foarte clar cât trebuie să cumpărăm din fiecare companie. Da? Deci aceasta este o analiză în trei pași, o analiză investițională pe care eu o fac cu toate companiile în care investesc. Dar ce rată de succes are această strategie, statistic vorbind, din punct de vedere statistic, ce rată de succes ar trebui să am dacă urmez cei trei pași și fac toate cele trei analize. Rată de succes înseamnă să bat piața, da, deci nu să mă îmbogățesc până mâine, ci să reușesc să bat piața. Ei bine, eu am luat această analiză pe care o fac în trei pași și am dat-o unui manager de fond, astfel încât. El să poată să analizeze fiecare condiție pe care eu o pun în cele trei analize și să-mi dea un răspuns statistic. Da? Deci, dacă urmez toți cei trei pași, din punct de vedere statistic, ce șanse am să bat piața? Și el a venit cu un rezultat și mi-a spus în felul următor: Cristi, folosind modul tău de a investi în companii și alte tipuri de active, ai o rată de succes de 80%. Adică, ai șansa în fiecare an să bați piața în 80% din cazuri. Adică, dacă investesc pe o perioadă de 10 ani, în mod statistic, în 8 din cei 10 ani, eu voi bate piața. Să nu înseamnă din nou că mă îmbogățesc până mâine, ci scopul este să reușesc să bat piața. Acesta este obiectivul meu final. Obiectivul meu final este să reușesc să bat piața pe o perioadă cât mai lungă de timp. Și folosind această strategie după capul meu, haideți să vedem ce rezultate am în portofoliul meu personal. Portofoliul pe care l-am construit folosind toți cei trei pași. Portofoliul meu personal îl țin la Interactive Brokers. Și dacă ne uităm în data de 25 octombrie 2024, observăm că S&P 500 în ultimul an de zile a avut o creștere de 38%. O creștere destul de mare. Dacă comparăm cu portofoliul meu inspirat, care era pe minus 25%, poți să să-ți dai seama cât de gravă este situația. În schimb, dacă comparăm creșterea S&P 500 cu portofoliul meu, observăm că portofoliul meu are o creștere mult mai mare decât S&P 500. Adică portofoliul meu a crescut 54%, în timp ce S&P 500 a crescut doar 38%. Și acum tu ai văzut toți cei trei pași, Poate ți se pare simplu, poate ți se pare complicat. În realitate, nu este nici simplu, nu este nici complicat, doar că îți trebuie un proces. Procesul pe care eu îl folosesc îl țin într-un Excel. În acest Excel, completez în mod regulat informații despre companiile care mie îmi plac. Cum arată acest Excel? Păi este format din trei părți, în mod șocant. Aceste trei părți constau în analiza calitativă, analiza cantitativă și prognoză după analiză tehnică. Și, bineînțeles, o să completez fiecare coloană în parte, atât pe partea de analiză calitativă, cât și pe partea de analiză cantitativă, cât și pe partea de analiză după prognoza tehnică, astfel încât eu să am o viziune foarte, foarte clară asupra direcției în care ar trebui să meargă anumite companii, care mie mi se pare interesant Care este momentul în care voi cumpăra aceste companii? Păi, în momentul în care, în acest tabel, se înverzesc dintr-o parte în cealaltă. Dacă o companie este verde dintr-o parte în cealaltă, atunci reprezintă pentru mine un moment bun de a achiziționa companii bune la prețuri corecte. Care este rezultatul acestui mod de a investi în trei pași? Păi ai văzut anterior, am reușit să bat piața și am reușit să bat piața destul de semnificativ. Funcționează această strategie și pentru un portofoliu care este pe minus, minus 25%? Păi, dacă aplic cei trei pași. Chiar și portofoliul acesta, care în momentul de față este pe minus 25%, pe o perioadă de 3 luni. da, Deci, într-o perioadă de 3 luni, am aplicat cei 3 pași, analiza în 3 pași, și rezultatul astăzi este în felul următor. Am reușit să duc acest portofoliu care era pe minus 25% în punctul în care să fie profitabil, să fie la un plus 6,99%. 7%. Este o creștere extraordinară? Este o creștere exponențială? Nu, nu este o creștere exponențială. Nu m-am îmbogățit din acest portofoliu. După cum poți observa, portofoliul acesta este construit doar ca să demonstrez că există șansa sau există oportunitatea să repar portofolii care au fost stricate în trecut și să le repar într-o perioadă foarte scurtă. Acum voi reuși să bat piața în următorii ani? Vom vedea! <laughs> Pentru că această reparație a fost construită doar în ultimele trei luni. Dacă voi reuși să bat piața pentru următorii ani, cel mai probabil da. Dacă ne uităm la portofoliul personal, unde creșterea este mult mai mare față de SP500, cel mai probabil în următorii ani voi reuși și cu acest portofoliu să bat piața. Dar nu este nimic garantat în viață. Avem șanse 80%, după cum ai putut vedea, în funcție de calculele pe care le-a făcut. Prietenul meu care este în momentul de față manager de fond Și atunci, întrebarea ar trebui să fie în felul următor Nu ar trebui să mă mai inspir deloc de la oameni? Nu ar trebui să iau în calcul nicio analiză de la nimeni niciodată? E bine, lucrurile nu sunt atât de clare pe cât ar părea Adică, chiar dacă în momentul de față lucrurile ar părea că 100% ar trebui făcute de noi Nu este neapărat adevărat Însă, trebuie să iei în calcul în felul următor că nimic nu poate să bată analiza proprie. Nimic. Pentru că în momentul în care tu îți faci o analiză proprie, în trei pași cum este propusă de mine, pot să iau o decizie în cunoștință de cauză. Ăsta este obiectivul final, astfel încât eu să știu cam care ar trebui să fie direcția companiilor în care investesc. Toate companiile în care investesc vor fi profitabile și vor ajunge în punctul în care să bată piața? Nu neapărat toate. 80% dintre ele, după cum am calculat anterior. Tocmai din cauza aceasta, toate companiile pe care eu le pun în portofoliul meu personal sunt analizate din punct de vedere calitativ, cantitativ, pe o perioadă de 10 ani. Astfel încât, în momentul în care eu am analiza din trecut, să pot să fac o prognoză pentru următorii 3-7 ani. De ce am nevoie de această prognoză pentru următorii 3-7 ani? pentru că vreau să mi maximizez profitul. Dacă eu nu mi maximizez profitul, nu am șanse să bat piața. Și nu uita, scopul nu este să mă îmbogățesc până mâine, scopul este să bat piața în fiecare an. Dar ce șanse am să bat piața în fiecare an folosind cei trei pași despre care tocmai am povestit? Păi, din nou, statistic vorbind, am șanse de 80% să bat piața în fiecare an. Asta înseamnă că poate o să am un an în care o să fiu sub piață, însă în majoritatea anilor în care vreau să fac aceste investiții o să fiu profitabil și o să fiu mai profitabil decât piața. Nu uita, acesta este scopul final, să fiu mai profitabil decât randamentul pe care îl oferă piața în condiții normale, astfel încât pe perioade de 5, 6, 10, 20 de ani să pot să obțin profituri la care nu m-aș fi așteptat niciodată. Așadar, mulțumesc pentru tot suportul pe care mi l-ai acordat în ultimele luni și să știi că apreciez foarte mult lucrurile pe care le-ai făcut pentru mine și mesajele pe care mi le-ai trimis și sper că revenirea mea pe YouTube este de bun augur și ai reușit să înveți ceva în videoul de astăzi.